Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Situația prin care trece FCA Giurgiu este departe de a fi rezolvată. Încă nu avem niciun investitor, un potențial investitor să bată la ușa clubului. Vom afla dacă FCA Giurgiu va continua în Liga Secundă, ce speranțe sunt pentru nou sezon de Liga Secundă sau, eu știu, situația în care FCA Giurgiu nu va putea să evolueze, ce se va alege cu acest club de tradiție al fotbalului românesc, dublă campioană a României. Vom afla toate aceste lucruri, încercăm să aflăm vești bune de la invitatul meu de astăzi, domnul Nicolae Noi, administratorul judiciar al clubului, care vă mulțumesc pentru prezența la Repriza de Sport. Și eu vă mulțumesc, bună ziua! Sunteți în acest moment, eu știu, singurul care poate da oarece răspunsuri la miile de întrebări pe care, eu știu, suporterii și le pun iubitorii fotbalului argișan. Până la această dată aș putea să completez cu noile resurse, dar nu de natură financiară. În ceea ce privește aportul întreprinzătorului și capitalul social deținut de cele două firme mari, pot spune că acestea mi-au prezentat și au prezentat inclusiv Tribunalului Specializat Argeș, unde este deschisă procedura de insolvență, hârtie scrisă prin care acționarul, de fapt întreprinzătorul Andrei Penescu, renunță la aportul său, care înseamnă aproximativ 3,3 milioane de lei, și totodată cele două firme sunt de acord, care dețin majoritatea în capitalul social al clubului, sunt de acord să cesioneze acțiunile contra sumei de un leu simbolică, așa cum prevede de fapt legea, și asta numai cu condiția ca un întreprinzător să vină cu resurse financiare care să continue activitatea sportivă a clubului FCA Argeș. Domnul director, pe înțelesul actualul acționar al clubului renunță la acțiunile pe care le deține, le cesionează cu un leu și plus, în afară de asta, renunță și la aportul întreprinzătorului. Adică datoriile pe care, eu știu, clubul le-ar avea către respectivul întreprinzător. În condițiile acestea, cam la cât s-a ridicat, la cât a scăzut, eu știu... În aceste condiții, practic, masa credală ar fi scăzut la jumătate, nu pot spune cu exactitate, pentru că urmează ca etapă întocmirea tabelului preliminar al creditorilor, dar, după mine, cu excepția creanței fiscale și a creanței salariale, nu ar mai fi datorii ale clubului către alți furnizori, colaboratori sau... Deci situația nu ar fi chiar așa rea, să spunem. În afară de datorii către finanțe care se ridică la, ați făcut așa un calcul? Până în 3 milioane. Până în 3 milioane de lei. Deci vorbim de lei aici. Da, 3 milioane, da, de lei. Și plus salariile restante. Și ăstea ar fi cam 1 milion de lei. Deci 4 milioane de lei ar fi... masa credală, preliminară. Ar trebui să plătească, eu știu, cineva ca clubul să... să învie. Nu dintr-o dată, ci în cadrul unui proiect al planului de reorganizare, ceea ce se gândește de către club. Problema întreprinzătorului nu este această masă credală, problema întreprinzătorului este dacă dorește să intre în această activitate sportivă și mai ales dacă are capital de lucru necesar pentru pregătirea în vederea campionatului noului sezon și, bineînțeles, pentru cheltuielile din campionatul următor. Vă propun să discutăm acum cu antrenorul secund al echipei FCA Argeș și Adrian Ducea, pe care îl avem la telefon, să ne spună, eu știu, părerea jucătorilor care sunt direct implicați în această situație de la FCA Argeș. Domnul Adrian Ducea, dacă ne auzim, mulțumesc pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Da, vă salut și pe dumneavoastră și pe domnul Enoiu. Iată, da, pe 15 ar trebui ca lotul echipei FCA Argeș să se reunească. Care e situația lotului și dacă ați vorbit, eu știu, cu jucătorii, cu colegii? Da, am discutat cu majoritatea jucătorilor. Vă dați seama că situația e destul de dificilă și e clar că și poeții nu știu foarte bine ce au de făcut în aceste momente. Vom vedea ce
se va întâmpla pe viitor. Din păcate, eu am terminat contractul cu FC Argeș, sunt la final de contract și voi participa la reunirea lotului, care normal noi am stabilit-o pentru 15 iulie. Dar din ce discuții am avut cu băieții, ei se vor prezenta cu siguranță. Chiar în condițiile în care mă gândesc că nici nu ți-ai primit salariile, sunt salarii restante, nu? Chiar dacă contractul... Salariile, tu cum stai cu fondul de salarii, dacă l-ai primit, dacă, chiar dacă contractul, eu știu, cum ai spus, a expirat? Nu, n-am mai primit salariile din luna ianuarie, deci ultimul salariu pe care noi l-am primit a fost pentru luna ianuarie, după care s-au stopat orice plăți către jucători, către antrenori. Și acum știm că situația asta, clubul este în insolvență și s-au stopat toate aceste plăci. Ce speranțe ai tu, Adi, dacă, eu știu, sper că, eu știu, situația să se redreseze, să continui la FC Argeș? Sincer, îmi doresc foarte mult să rămân aici la FC Argeș, dar e clar că situația e destul de dificilă și până se vor realiza lucruri concrete, o să mai dureze destul. Din cauza asta, încerc să-mi găsesc un alt angajament, pentru că, din păcate, lucrurile se mișcă destul de greu aici. Chiar dacă, din ceea ce am înțeles, din declarațiile domnului Enoi, din ultimele zile, n-ar mai fi taxi foarte mari ale clubului către ter. Au mai rămas doar niște datorii către finanțe și niște datorii către noi jucători și antrenorii clubului, inclusiv de la centru de copii și junior. Nu știu dacă tu ești în fața televizorului, invitatul meu de astăzi este domnul Nicolae Noiu, cel care se ocupă în acest moment de destinele, încearcă să salveze clubul FC Argeș, dacă ai ceva, eu știu, să-l întrebi. Să dați seama că nu pot să-i adresez întrebări, domnule. E clar că și sensul face tot posibilul pentru a redresa situația clubului și sper din tot sufletul să găsească o soluție pentru a avea FC Argeș continuitate, pentru că timpul e destul de scurt și e foarte posibil ca FC Argeș să nu se poate înscrie în viitoarea ediție a campionatului DVGB și atunci chiar ar fi tragic. Sper din tot sufletul ca cineva să se implice cât de tare și cât de repede se poate ca FC Argeș să aibă continuitate și să investească pentru a avea un climat profesionist. Să aibă un obiectiv FC Argeș, să se dorească promovare rapidă, să aibă grijă de jucătorii care sunt acum în lot și așa mai departe. Cu ceilalți colegii tăi ai mai discutat? Ce simt ei acum? E starea asta de incertitudine? Mai au răbdare? Mai vor să continuă la FC Argeș? E foarte greu, pentru că sunt niște copii tineri, sunt niște copii care au potențial, care pot juca din punctul meu de vedere și la divizia și e păcat, e clar că situația asta, insolvența, îi blochează și incertitudinea îi deranjează foarte tare. Sunt convins că și ei au cereri de a merge la alte echipe, dar în momentul ăsta sunt blocați la club și trebuie să rămână așa până când situația se va ameliorat. Adi, și noi sperăm probabil ca și tine ca situația să se rezolve într-o mare măsură, pentru că iată, timpul trece, campionatul Ligii Secunde stă să înceapă, eu știu, pregătirea trebuie să înceapă. Eu îți mulțumesc mult pentru că ai intrat în legătură directă cu noi. Domnule meu, iată, e o stare de incertitudine. Da, un lucru totuși este esențial, faptul că jucătorii, din datele pe care le deține antrenorul secund, jucătorii vor veni pe data de 15, înseamnă că răspunderea va fi spre mine și spre acționarii care au rămas în mod inevitabil, în sensul de a vedea cum să le găsim posibilitatea să-și continue activitatea sportivă și, în principal, această problemă a resurselor financiare. Pentru că dacă pe 15 nu vom avea, să le spunem concret, oricum o păsuire de câteva zile
n-ar fi un impediment, dar în final va trebui să le spunem acestor tineri, da, soluția pe care o au de ales, pentru că lipsa resurselor financiare nu ne dă nouă posibilitatea să îi menținem sau să le îngrădim chiar acest drept la muncă. Eu știu că ei au și ei niște variante, s-au gândit în momentul în care n-au mai primit drepturile salariale din luna februarie și incertitudinea începerii, înscrierea. Înscrierea nu este o problemă, pentru că de înscris completezi un formular și te-ai înscris în campionatul următor. Problema este cu cel susi, pentru că dacă la primele meciuri nu te-ai prezentat, automat ești retrogradat, da? Și asta nu e o soluție. Deci da, soluția, va fi de continuitate în condițiile în care există resurse financiare. Altfel, acești tineri vor fi în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea lor, inclusiv această pregătire pentru campionatul următor. Să înțeleg că foarte mult nu mai puteți să-i țineți. Eu știu, până acum ați discutat cu ei, a fost de acord? Deci nu am discutat cu ei decât telefonii cu cei care m-au sunat, dar pentru data de 15 noi trebuie să le pregătim un răspuns. Sau eventual, știu eu, 19-20 maxim. Pentru că și ei, fără pregătire, nu se pot duce în altă parte, fără susținere financiară, nu pot trăi. Și nici noi nu putem, noi am făcut această notificare către toți jucătorii în sensul de a le menține convențiile, dar nu putem să le menținem fără a achita măcar obligațiile curente. Ori dacă până la data deschiderii procedurii 19 iunie sunt creanțe salariale care pot fi înscrise în tabelul preliminar al creditorilor, după data de 19 sunt obligații curente. În cazul unui eventual proiect de plan de reorganizare, acestea trebuie să achitate lunar. Ori resurse financiare la această dată sunt practic zero. Eu știu, o soluție ar fi, vă întreb, eu știu, să vindeți din jucători? Nu, am mai spus și la colegii noastre, această soluție nu o agrez. Eu aș dori, dacă vine un investitor, să găsească intact, măcar cum s-a terminat. Evident, evident. Nu o să-i spun că îi dau brandul, dar știți, nu mai este lotul, nu mai sunt antrenorii, nu mai sunt, nu știu ce, alte condiții de cantonament sau baza sportivă, deși nu e a noastră, este a... Da, iată, tot vorbim de un eventual investitor, așteptăm și nu vine. Va căuta cineva, ați discutat cu cineva? Deci eu am primit un singur telefon, dar care nu este până la această dată finalizat. Mi s-a cerut dacă se poate stabili o întâlnire, voi fi contactat în aceste prime zile ale săptămânii. Dacă voi fi contactat, voi discuta. Bănuiesc că nu ne-ați putea da un nume, dar dacă e o persoană cunoscută sau... Da, se pare că este cineva din lumea fotbalului, dar la nivel de club de pregătire copii. Din București. Din București. Da. Da, eu cred că totuși FCA, deși un nume în fotbal românesc, un nume interesant, un bazin fotbalistic, ar fi o afacere totuși interesantă, să spun așa. Am mai spus, nu este singurul brand care ar putea să se întâmple să dispară. Au mai dispărut și alte branduri din România, e posibil să mai dispară și altele sau să apară altele noi. Totuși, și pentru această zonă, eu consider că este bine de făcut absolut tot ce se poate făcu, depus toate eforturile ca FC Argeș să-și continue activitatea sportivă. Foarte multă lume își pune speranțele și în autoritățile locale. Ați reușit să vorbiți, nu știu, cu domnul primar? Nu am reușit, pentru că astăzi bănuiesc că a fost prima zi de lucru a dânsului după... Da, știu câte ce a fost... A fost plecat în China, într-o delegație, am mers la cabinetul dânsului, mi-am lăsat datele, sper în zilele următoare să pot contacta și organele locale. Este normal, atâta timp cât există baza sportivă, singurul, ca să zic așa, din patrimoniul clubului, deși se numai închiriat sau concesionat, nu știu exact cum, n-am văzut documentul, dar e un aport al comunității și fără discuție, Consiliul Local este și acționar în clubul. Da, multă lume se întreabă de ce nu investește, știu, primăria. Ar putea să investească primăria? Nu, nu. Ca să în termen și în datele legii, nu.
Asta ca să știe și deci aportul dânsului, de fapt al organelor administrative sau locale, poate fi numai prin intermediere sau sprijin, oricum aportul Consiliul Local Pitești prin baza sportivă este destul de substanțial și eu zic că este o investiție care ar fi un ajutor mare pentru club. Sigur, și mă gândesc că acest ajutor va continua și cu eventualitatea unui nou patron la FC Argeș. Și domnul Stroie, în ediția de domnul Constantin Stroie, administrator de la uzinele Dacia Renault, a intrat în direct ediția trecută și spunea că dacă datoriile ar fi și pe zero, are două persoane care ar putea veni la FC Argeș. Nu este posibil să fie preluat clubul în procedura actuală fără datorii, dar eu consider că această creanță fiscală plus creanța salarială nu constituie un impediment atât cât un investitor va dori să preia acest brand și să continue activitatea. Problema dânsului este, nu a domnului Stroie, a eventualului sau potențialului investitor, este să aibă acel capital de lucru cu care să vină la club, să înceapă jucătorii și antrenorii pregătirea pentru următorul campionat și, bineînțeles, desfășurarea campionatului următor. Noi îl avem direct prin telefon și pe liderul galeriei FC Argeș, lider care a organizat un marș de susținere a echipei. Vrem să aflăm și situația galeriei și ce speranțe mai au acești suporteri ai echipei FC Argeș. Domnul Dobre, domnul Florin Dobre, care mulțumesc că este în direct prin telefon cu noi. Domnul Dobre, care mai e situația din punctul dumneavoastră la FC Argeș? Dacă aveți, eu știu, alte semnale, v-ați întâlnit cu un eventual investitor, dacă aveți niște răspunsuri? Bună ziua, mulțumesc pentru telefon. După marcul care l-am făcut vineri, s-a desfășurat bine în primit, asta a văzut toată lumea, cred că zilele astea să vedem exact ce se întâmplă. Domnul Dobre, dacă țineți puțin, eu știu, nu prea aveți semnal sau de întrerupt, dacă să vorbiți puțin mai tare în telefon. Eu aud de telefon. Așa, vă ascultăm. Spunea că trebuie să vedem cu niște pentru că am văzut de eu știu, soluția de să vii să da, cred că avem o problemă totuși cu sunetul. Să rog pe colegii din regie să se rea legătura telefonică, nu s-aude foarte, foarte corect. Suporterii supărați, eu știu, mai trag speranțe, eu știu. Au dreptate. Își pun multe speranțe dumneavoastră. Că... Își pun speranțe, dar resursele financiare nu-mi sunt proprii. Eu trebuie să constat starea clubului. Am văzut eforturile care au fost depuse în returul campionatului trecut, am văzut situația, deci datorii către colaboratori și către furnizori sau nu există, deci cu excepția salariilor jucătorilor, antrenorilor și colaboratorilor sau a creanței fiscale, deși amintesc că această creanță fiscală a fost eșalonată în decursul anului trecut și s-a achitat o parte din ea, nu au mai fost posibilități pentru ultima, de fapt, semestru 1 al anului curent. Trebuie reluată acum și această eșalonare. Momentan nu sunt resurse, dar deschizându-se procedura de insolvență, care practic a fost corect, a fost corect că s-a solicitat atâta timp cât se depășise faza de insolvabilitate și intrase efectiv clubul în insolvență iminentă, eu, prin înscrierea la masa credală, această problemă se va rezolva. Da. Am revenit cu legătura telefonică cu liderul galeriei FC Argeș și domnul Florin Dobre. Dacă ne auzim mai bine acum, Florin? Da, eu am legătura.
Da, acum te auzim și noi foarte bine. Nu știu dacă urmărit emisiunea de la început, acționarul majoritar din acest moment, Rădăra Feciadei, și-a renunțat la acele creanțe. Știi, ai fost tu prezent la o emisiune precedentă, vorbeam noi și cu domnul Enoiu aici de față, de acele datorii și, pe care, și acțiuni pe care, iată, sunt acte oficiale care s-a renunțat la ele, de domnul Pănescu. Da, am auzit. Ne bucură. Asta mă rămâne. Nu era normal. Datoriile acelea nu sunt făcute de alte persoane. Clubul ăsta, când a fost preluat, era în Liga 1 și nu sunt datorii ca sunt acum. Da, măcar, iată, e un pas pe care l-a făcut și s-au renunțat, iată, la 3,3 milioane de lei, care erau bani, totuși. Oricum, arată, sunt importantă. Domnul Enoșiu, ne spune că nu ne aflăm opinii publice. Ar trebui spuse dacă s-au făcut. Da. Mulțumesc mult de tot, Florin, pentru intervenția ta. O să dau ocazia domnului Noiu să răspundă. Iată un lucru important pentru situația clubului, nu? Situația că s-a renunțat la acești... Da, este o problemă care se dorea, sau cel puțin în mass media se vehicula acest lucru, că familia Penescu ar trebui să renunțe la acest club. Avem dovada concretă de fapt a angajamentelor, că de fapt am înțeles că mai de mult dânsii au intenționat să renunțe la acțiunile acestea. Acum știm cu certitudine că vor renunța la acțiunile deținute în capitalul clubului, se renunță la aportul întreprinzătorului, e problema unui potențial investitor care să dorească să continue activitatea sportivă a clubului. Modelul de la Universitatea Cluj, o echipă care și a trecut până această insolvență, s-a aprobat planul de redresare, iată, a rămas și în Liga 1, e un model de urmat, ar fi un da, exemplu? Da, problema este foarte concretă, dar au fost resurse financiare. Deci în momentul în care și la noi vor fi aceste resurse financiare, știu eu cum, găsite sau prin ce izvoare, atunci problema reorganizării activității nu este... Dar familia Pănescu n-ar mai dori să continue... Nu, absolut. Deci sigur știu că nu mai doresc implicare în activitatea clubului. Da, o situație foarte, foarte dificilă. Cred că e un dosar foarte greu, nu? În care... Nu, dosarul nu este greu din punct de vedere al procedurii de insolvență, pentru că din analiza activității clubului și lipsa de patrimoniu este clară, da? Fie să găsesc resurse să se continue printr-un proiect de plan de reorganizare, fie să declanșează procedura simplificată a falimentului. Problema este că în declanșarea procedurii simplificate a falimentului, vă dați seama și dacă am evalua acest brand ce reprezintă FC Argeș, îl evaluăm în condiții de faliment. Asta ce înseamnă, domnule? Păi în condiții de faliment, valoarea scade corespunzător noțiunii de faliment. Da? Că brandul FC Argeș are valoarea foarte... Valora, dar valora în niște condiții de menținere a activității. Adică, Liga 2, una este să-l preiei în activitate și alta este să-l preiei ca orice societate comercială să o preiei în faliment. Eu știu, ar fi, mulți vorbesc că s-ar dori intenționat să se intre într-un faliment, să se piardă, să aceste datorii, să se ia de la zero din Liga 5-a, că asta ar fi următorul pas, să se înființeze o altă societate... Înființarea unei alte societăți nu că ar fi problemă. Problema ar fi să se întrunească aici în domeniul activității sportive. Sunt niște reglementări, sunt niște regulamente clare, da? Se poate lua și de la zero dacă dorește cineva să o ia de la zero, dar eu zic că ar fi mult mai ușor să se preia în actualele condiții, da? Decât să se rea activitatea din divizia 5-a sau nu mai știu care. Pentru că, la urmă, e un lot de jucători, e o bază la punct. Clubul are organizată activitatea sportivă chiar pentru divizia A, nu pentru B.
Deci în atare condiții, una este să preiei în asemenea condiții și alta este să le creezi din nou. Da. Ce, eu știu, ce răspuns ați dat dumneavoastră, ați avea așa, de ce nu vin oamenii să se investească în fecerești? Știu că sunt un mare iubitor de fotbal și... Acum două săptămâni, toată lumea dorea să nu mai audă de familia Penescu. În această săptămână, de fapt sfârșitul săptămânii trecute, când avem aceste documente transmise inclusiv instanțe și înregistrate la instanță, privind renunțarea, bănuiesc că ar trebui să apară de undeva niște investitori. Bănuiesc, nu știu cu certitudine. Problema este că mai sunt câteva zile și se reune, lunea viitoare trebuie să reunească lotul, da? Eu trebuie să le vorbesc efectiv de finanțare. Că v-am mai repetat, problema scrierii este simplă, dar fără finanțare nu se poate desfășura nimic, inclusiv activitate sportivă. Da? Care ar fi termenul? 25 iulie la Federația Română de Fotbal, da, pentru 25 iulie, da. Ar fi termenul. Deci asta ar însemna ca maxim până pe 20 și ceva. Trebuie să le spunem și jucătorilor ce au de făcut și trebuie să știm și noi la club. Începem treaba, nu? E vorba de pregătirea lor de vară. Nu trebuie să-și facă și ei pregătirea pentru campionatul următor? De-aia au fost chemați să se reunească lotul pe data de 15. Nu s-au reunit pe 15, s-au reunit pe 20. Da? Dar măcar sfârșitul lunii și luna august trebuie să o aibă ca pregătire. Altfel, și pregătirea înseamnă la fel resurse financiare necesare. Da, cantonamente, eu știu, toate medicație, tot ce înseamnă susținerea unei echipe. De la Federația Română de Fotbal v-a sunat ceva? Nu, știm că nu s-a absolut interesat. Nu, din partea asta nu am niciun mesaj. E o problemă în fotbal românesc, iată, foarte multe echipe recur la această soluție, domnul Enoiu. Da, chiar și Galațiu. Iată, și Galațiu, și Oțelul Galați. Da. Acolo situația e chiar una mai dificilă decât a apărut în presă. Da, se pare că au niște bani care nu se mai regăsesc la club veniți din cupele europene. M-ar mira acolo să se întâmple ciudat, așa, da? Ceva, dar până când nu va veni un administrator judiciar și acolo numit de către instanță și să analizeze situația, nu putem să facem decât prezumție și nu e cazul. Doastră știți cel mai bine dosarul, aveți toate actele. La început, când s-a declarat insolvența, toată lumea s-a speriat. Deci trebuie să recunoaștem foarte mult și suporterii și oamenii de fotbal s-au speriat insolvență, urmează, e o problemă foarte mare, foarte grea la FC Argeș. Cum vi se pare dumneavoastră acum, după ce știți în mare toate lumea, problemele? Eu zic că lumea ar fi trebuit să se sperie de momentul în care clubul a intrat în insolvabilitate, respectiv la începutul 2012, când din cauza datoriilor fiscale a și găsit această portiță salvatoare de a eșalona datoriile și s-a ținut de ea. Dar faptul că din luna februarie nu s-au achitat nici salariile, nici drepturile celorlalți colaboratori și mai ales s-a întrerupt și această eșalonare, deci faza de insolvabilitate, unde spre sfârșitul returului s-a transformat în insolvență, eu zic că procedura a fost corect solicitată și era și obligatorie pentru reprezentanții clubului. Pentru că altfel riscam să... Era o obligație legală, da? Pentru că altfel, oricum, finanțele trebuiau să-i spună, nu și-a spus, spuneau în iunie și o spuneau în iulie, acum când vedea că nu se reîncepe plata eșalonării. Deci, într-un final, să spunem, pentru că este și pe final de emisiune, a fost o soluție salvatoare pe moment, până acest moment, nu? Asta este și definiția insolvenței. Nu este neapărat faliment. Este și o soluție de protecție. Da? Protecție în vederea găsirii unor soluții financiare și administrative pentru reorganizare și continuarea activității. Când în cazul de față e vorba de o activitate sportivă, e cu totul altceva. Da, și președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a apărut cu o declarație în care spune că aproape 90% din societățile care intră în insolvență le cam paște falimentul. Nu știu dacă este corect, deci din datele care s-au comunicat prin Registrul Comerțului, nu există un procent atât de mare între societățile care intră în faliment față de societățile care solicită reorganizarea. Noi mai avem doar 30 de secunde, v-aș întreba așa pe final, care ar fi, un termen limită
în care așteptați, nu știu, un eventual investitor sau să nu pierdem jucătorii, să pierdem orice speranță de a evolua în Liga 2? Problema este că nu trebuie să le îngrădim nici lor niște drepturi. Au și ei, sunt și ei cetățeni liberi și au aceste drepturi și mai ales dreptul de a munci. Că ei joacă fotbal, e cu totul o activitate. Da? Părerea mea este că sfârșitul săptămânii viitoare trebuie neapărat să clarificăm această problemă. Da. Da, domnule, noi vă așteptăm cu vești bune aici la Antena 1, pentru că FCR este o echipă foarte iubită și sperăm să nu se piardă de pe harta fotbalului românesc. Mulțumesc pentru prezența la Repede Sport. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, rămâneți și în continuare. Urmează cele mai importante știri din Argeș, prezentate de colega mea Cristina Munteanu, după care urmează Acces Direct cu Simona Gherghe. Nu uitați de site-ul nostru pitești-antena1.ro, în care puteți vedea în reluare emisiunile Repriza de Sport și celelalte emisiuni ale postului nostru. Să aveți o săptămână deosebită. La revedere!